Amândoi am trecut măcar o singură dată printr-o traumă. Iar dacă nu, vom avea parte în viitor. Studiile științifice arată că aproximativ 90% dintre oameni vor experimenta cel puțin un eveniment traumatic de-a lungul vieții lor. Evenimente precum violența domestică, agresiunea sexuală, abuzul emoțional, accidente grave, moartea subită a unei persoane dragi sau dezastre naturale pot zgâdui profund pe oricine. Impactul traumei nu constă doar în severitatea evenimentului, ci în capacitatea fiecăruia de a face față consecințelor lui. Ce se întâmplă în urma traumei poate lăsa adeseori urme adânci, făcându-ne să ne deconectăm de sine. Să simțim că nu am valoare, că nu sunt suficient de bun, că merit ceea ce mi se întâmplă. Însă, chiar și în fața unor astfel de situații devastatoare, oamenii nu sunt neapărat traumatizați de evenimentul în sine, ci de răspunsul lor la acesta. Ceea ce face diferența dintre cei care rămân blocați în traumă și cei care reușesc să-și refacă viața este reziliența, capacitatea de a ne ridica și de a ne reface după adversități. Reziliența nu este doar despre supraviețuire, cât și despre dezvoltarea personală și reconstrucția sensului în viață, despre reconstrucția interioară. În fața traumei nu putem schimba evenimentul care tocmai are loc, dar putem schimba modul în care răspundem și ne refacem resursele pentru a ne vindeca în urma lui. Reziliența este ceea ce ne oferă puterea de a ne regăsi echilibrul, de a ne reconstrui și de a ne regăsi un nou sens în viață, indiferent de gravitatea experiențelor prin care noi trecem. Hai să vedem deci cum apare reziliența. Acest grafic ne arată răspunsurile oamenilor la un eveniment traumatic. Felul în care persoana reacționează la respectivul eveniment definește reziliența sa. În primul rând avem rezistența, linia cu galben. În acest caz, persoana își menține relativ bine echilibrul emoțional, scăzând puțin imediat după șoc, dar își revine rapid după aceea. Își revine la starea inițială. O astfel de persoană are o reziliență puternică. A simțit evenimentul traumatic, dar nu s-a lăsat afectat de el. Mai apoi avem adaptarea la schimbare, adică linia cu MOV. Persoana suferă o scădere mai aprofundată decât în primul caz, dar și ea își revine. Puțin mai greu, dar își revine treptat în timp. Deci își revine, dar cu dificultăți mai mari decât cei rezistenți. Mai apoi avem colapsul, linia cu albastru. Indică o persoană nepregătită care nu are capacitatea de a se adapta la șoc, ceea ce duce la un declin total. O astfel de persoană este traumatizată, a suferit o traumă psihologică în adevăratul sens al cuvântului și merită intervenții de specialitate. Are nevoie de terapie. Iar mai apoi avem adaptarea și creșterea, care este linia cu verde. Persoana nu doar că își revine, dar chiar depășește starea inițială, crescând și adaptându-se într-un mod superior față de perioada de dinaintea șocului, adică e mai puternică emoțional decât era înainte, și face mult mai bine față situației la care este expusă și se descurcă în viață mai bine în general. Acesta este răspunsul care ilustrează cel mai bine creșterea post-traumatică. Dezvoltarea post-traumatică presupune că, după o traumă, oamenii nu doar că își revin, dar pot descoperi o forță interioară mult mai mare și dobândesc o nouă înțelegere asupra vieții. Această înțelegere le permite să meargă înainte, dar cu o nouă perspectivă asupra vieții. Sunt complet schimbați, cu o nouă filozofie de viață și un nou mod de a fi. Asta înseamnă reziliența cu adevărat, reziliența pe care încerc și eu să o promovez în cadrul proiectului SEMPED. Îți voi vorbi mai multe despre dezvoltarea post-traumatică, dar mai întâi avem nevoie să vedem cât ești de rezilient în prezent. Cum știi că ai o reziliență crescută sau scăzută? E nevoie să știi că lucrurile nu stau în alb-negru. Unii oameni sunt mai rezilienți decât alții, dar nu putem spune că cineva este complet rezilient și altcineva este condamnat la suferință. Depinde de la om la om și de la context la context. Bineînțeles că există scale psihologice prin care tu poți să-ți măsori nivelul de reziliență, dar eu vreau să-ți ofer câteva indicii. Persoanele cu reziliență scăzută tind să se bucure doar atunci când obțin performanțe mari la job, oricând au diverse rezultate vizibile. Pentru ei, succesul este strâns legat de supraviețuirea emoțională, iar orice eșec le poate afecta profund starea de bine. Aceștia deseori duc stresul de la muncă în viața personală, își iau problemele de la job acasă, mai simplu spus, și sunt mult mai puțin capabili să se deconecteze și să trăiască momentul prezent. În schimb, cei cu reziliență crescută pot experimenta emoții pozitive chiar dacă nu sunt cei mai buni la job, chiar dacă nu au cele mai bune performanțe într-o anumită zi. Ei reușesc să nu-și ducă stresul profesional acasă, fiind deconectați de el. În schimb, au capacitatea de a se bucura de momentul prezent și sunt în general adaptabili în contextele noi de viață. Acești oameni găsesc bucurie în lucrurile mici,
și sunt mai stabili din punct de vedere emoțional, chiar dacă au provocări cu care se confruntă. Dacă ești așa, ești foarte norocos. Dar dacă ești din fire o persoană mai puțin rezilientă, atunci e nevoie să-ți faci un plan. Un plan prin care să-ți reîncarci rezervoarele de energie și să-ți îmbunătățești capacitatea de a te bucura de micile plăceri ale vieții. Deși pare banal, acest lucru chiar funcționează. Hai să vedem cum. Cum creștem reziliența? Reziliența emoțională nu este un dat, ci mai degrabă un rezervor care trebuie constant încărcat. În acest sens, avem nevoie de anumite surse de energie, care sunt 4 la număr. Fizică, emoțională, mentală și spirituală. Energia fizică înseamnă somn de calitate, alimentație sănătoasă și exerciții fizice constante. Toate acestea contribuie la capacitatea noastră de a face față stresului. 2. Emoțional presupune gestionarea eficientă a emoțiilor noastre și a face acele activități care ne fac să ne simțim bine, indiferent cât de simple sau de banale ar fi ele. Acestea pot fi hobby-urile sau timpul petrecut cu prietenii. 3. Mental presupune dialogul cu propriul sine, dialogul interior. Modul în care tu te raportezi la tine însuți și iei contact cu propria ta persoană. Aici intervine optimismul rațional, adică capacitatea de a vedea lucrurile bune, de a avea o perspectivă pozitivă, dar realistă asupra vieții, fără a cădea în capcana iluziilor. Iar mai apoi avem spiritual. Înseamnă să-ți cunoști valorile, să le respecti și să acționezi conform lor. Totodată să ai un motiv pentru care să trăiești. Să ai un ceva care îți oferă sens și semnificație ție și vieții tale, cum ar fi o familie, o profesie, un cerc de prieteni foarte buni sau un proiect personal. Alte elemente care contribuie de asemenea la reziliență sunt suportul social, satisfacția profesională, hobby-urile, rutinele cotidiene și acțiunile care sunt importante pentru noi, care sunt conforme cu valorile personale. Totuși, toate acestea ar putea fi inutile dacă nu ții cont de un aspect foarte important și anume integrarea emoțiilor negative ca parte a rezilienței. E nevoie să admiți că e normal să te simți copleșit, trist sau furios în urma experiențelor traumatice. Iar acceptarea acestor sentimente este primul pas în vindecare. Un exemplu este doliul. Deși doliul nu este considerat a fi o traumă, intensitatea emoțională pe care noi o simțim în urma pierderii unei persoane dragi poate fi la fel de puternică precum în cazul unui eveniment traumatic. Da, deci consecințele emoționale sunt la fel de intense. Da, deci de foarte multe ori intensitatea emoțiilor pe care noi le simțim în traumă pot fi la fel de puternice. Însă în doliu, trăirea durerii și acceptarea acesteia sunt firești, iar cu timpul oamenii își recapătă echilibrul interior. E pur și simplu acceptat social să pierzi persoane dragi, să fii trist și să-ți revii în timp. La fel se poate întâmpla și în cazul traumei dacă permiți acest lucru. Deși poate părea copleșitoare la început, acceptarea și procesarea evenimentelor negative sunt esențiale pentru recăpătarea puterii interioare. Vreau să clarificăm pentru că este foarte important. Reziliența nu înseamnă evitarea suferinței sau negarea acesteia, ci dimpotrivă, acceptarea faptului că e normal să simți emoții negative și să le integrezi ca urmare a procesului de vindecare. A te simți negativ după un eveniment traumatic nu este semn de slăbiciune, ci un semn normal. Pe lângă acceptare, mai este un alt element de care e necesar să ținem cont, probabil mult mai important. Dar până acolo, hai să vedem care sunt piedicile care ne sabotează. Factori ce împiedică reziliența. Psihologul Martin Seligman a identificat 3 obstacole care pot împiedica oamenii să-și revină după o tragedie. În primul rând avem personalizarea. E tendința de a ne învinovăți pentru ceea ce s-a întâmplat. Când ne tragem la răspundere pentru lucrurile care se întâmplă, ne învinovățim singuri pentru mult prea multe lucruri și ne vine foarte greu să ne redresăm. Soluția este să vezi toți factorii care au contribuit la evenimentul traumatic. Poate ai avut un accident de mașină și spui tu că puteai să fii mai atent. În realitate, accidentul a fost provocat de infrastructura proastă, de celălalt șofer, de vremea nefavorabilă și așa mai departe. Admite că nu tu ești cauza pentru evenimentul traumatic. De fapt, de cele mai multe ori tu ești victima. Evenimentul nici măcar nu are legătură cu tine, el doar se întâmplă. În al doilea rând avem generalizarea, și anume sentimentul cum că tragedia va afecta toată viața mea, toate domeniile vieții. De exemplu, pierderea unei persoane dragi poate da sentimentul cum că viața nu mai are sens fără ea, ceea ce este fals. În realitate poți găsi un sens în viață chiar și fără ea. Merită să-ți trăiești viața chiar dacă respectivul sau respectiva nu mai face parte din viața ta. Ai curajul să admiți asta. Iar în al treilea rând avem permanența, care este credința cum că durerea și suferința vor exista acolo pentru totdeauna, mai degrabă decât să fie chestiuni trecătoare. Ceea ce este fals, pentru că orice emoție este de moment. O emoție n-are cum să dureze toată viața.
chiar și în cazul suferinței pe care o simțim de pe urma unei traume. Asta ne face să ne pierdem speranța, iar dacă nu avem speranță, nu mai avem cum să ne recuperăm. Admite doar că ceea ce s-a întâmplat este un eveniment izolat în timp și că cu siguranță că vor fi mult mai multe de aici înainte. Nu are rost să stai într-un eveniment care deja a trecut. Îmbrățișează durerea și mergi mai departe. Alte două problematici sunt ruminația și sentimentele de rușine și de vinovăție. Ruminația traumei înseamnă să te tot gândești la ceea ce s-a întâmplat. Gânduri de tipul, de ce eu? Sau, ce s-ar fi întâmplat dacă acționam diferit? Gândurile de tipul ăsta nu ajută la nimic. Ele te fac să te simți fără speranță, vinovat și furios. Ruminația nu te ajută să te simți mai bine, ba chiar îngreunează situația. Sentimentele de rușine și de vinovăție împiedică de asemenea reziliența. Foarte tare. Ele te fac să te simți neputincios și te îndepărtează de puterea ta personală. În loc să te concentrezi pe ceea ce poți face pentru a te vindeca, rușinea și vinovăția te mențin blocat în consecințele traumei. În schimb, acceptarea și procesarea acestor sentimente sunt esențiale pentru a merge mai departe și pentru a-ți regăsi echilibrul emoțional. Iar acum am păstrat ce este cel mai bun pentru final. Elementul central al rezilienței. Unul dintre cele mai importante concepte în reziliența emoțională este dezvoltarea post-traumatică, care aduce cu sine un sens nou în viață, mult mai profund, celor care au trecut prin experiențe dificile. În loc să ne concentrăm doar pe vindecare, putem să ne folosim de traumă pentru a ne construi un sens mult mai profund. Viktor Frankl, supraviețuitor al Holocaustului, a demonstrat prin exemplul său viu că, în momentele în care noi nu putem schimba circumstanțele externe traumatice, putem schimba atitudinea noastră față de ele. Această schimbare de perspectivă poate transforma suferința în putere, oferindu-ne capacitatea de a vedea viața cu alți ochi. Creșterea sa post-traumatică ne-a oferit și nouă un model prin care noi ne putem construi singuri un nou sens, chiar dacă am avut parte de experiențe traumatice. Motiv pentru care eu îți recomand cartea sa Omul în căutarea sensului vieții. Astfel, mulți dintre cei care trec prin traume descoperă o dorință mult mai profundă de a îmbrățișa viața și de a crea schimbări pozitive în jurul lor. Reziliența, în acest sens, nu se referă doar la supraviețuire, ci la abilitatea de a merge înainte și de a prospera în ciuda tuturor dificultăților. Astfel, traumele și greutățile, deși ne zdruncină din temelii, oferă și oportunități pentru a ne redescoperi și pentru a găsi un nou sens în viață. În acest video am oferit o perspectivă generală asupra rezilienței. Dar dacă vrei să aprofundăm conceptul de dezvoltare post-traumatică, ai un clip în colțul de sus și ne găsim acolo.